ci. Isus, Isus este calea în țara bucuriilor, este jertfa ce ne poartă spre limanul Moldorin. Isus, Isus este calea în țara bucuriilor, crede-n El și vești tu fi vei ferici. Atunci ochii ți ridică și cere mila sa și prin harul său El te va ajuta. Iisus, Iisus este calea-n țara bucuriilor, este jertfa ce ne poartă spre limanul Moldorit. Iisus, Iisus este calea-n țara bucuriilor, crede-n El și vești tu fi vei ferici. Niciodată piata cale să nu te uiți înapoi, înainte țara ta, înainte-i Dumnezeu. Vrednică vei fi acolo, la dreapta lui vei sta, o mireasă când vei fi în țara sa. Iisus, Iisus este calea-n țara bucuriilor, este jertfa ce ne poartă spre limanul Moldorit. Iisus, Iisus este calea-n țara bucuriilor, crede-n El și vești tu fi vei ferici. Iisus, Iisus este calea-n țara bucuriilor, este jertfa ce ne poartă spre limanul Moldorit. Iisus, Iisus este calea-n țara bucuriilor, crede-n El și vești tu fi vei ferici. Slăviți să fie Domnul și mulțumim Domnului că ne-a binecuvântat să fim și de data aceasta împreună în casa Lui, în locul acesta. Haideți să ne unim în rugăciunea aceasta, să venim împreună înaintea Domnului și în continuare fratele Dan ne va conduce în următoarea rugăciune. Thank you.
și frați și surori, vreau să citesc un text care a fost citat din azi dimineață, întâmplarea aceea cu cei 10 leproși și să ne folosească ca un îndemn la rugăciune pentru cauze. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Se găsește la Luca, capitolul 17, cu versetul 11. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă proroților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvintul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10, dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Putem să ocupăm locurile și să cântăm o cântare spre slavă Domnului. Bucuria vieții, Doamne, Tu ne-ai dat, prin jertfa Ta sfântă ne-ai răscumpărat. Multe suferințe, lacrimi și dureri le-ai schimbat, Iisuse, sfânte mângâieri. Să vindece rana, să ridice povara, nu-i nimeni așa ca Iisus. Sa bună pe oricine alină, nu-i nimeni așa ca Iisus. Lacrimi de durere fața ți-au brăstat, când răbdai pe cruce, sus crucificat. Sfânta mulțumire lumii ai adus, pace și iertare oricui păcătos. Să vindece rana, să ridice povara, nu-i nimeni așa ca Iisus. Cu mâna sa bună pe oricine alină, nu-i nimeni așa ca Iisus. Sufletul îmi plânge de iubirea ta, mulțumiri ți-aducem așa și pururea. Orice clipă-n viață să o folosim, și-n lucrarea sfântă tot să ne unim. Să vindece rana, să ridice povara, nu-i nimeni așa ca Iisus. Cu mâna sa bună pe oricine alină, nu-i nimeni așa ca Iisus. Până atunci, Iisuse, când vei reveni, ajută-ne, Doamne, să ne pregătim. Când pe nori de slavă Tu vei apărea, să răbești la Tine sus mireasa Ta. Să vindece rana, să ridice povara, nu-i nimeni așa ca Iisus. Cu mâna sa bună pe oricine alină, nu-i nimeni așa ca Iisus. Bucurie mare, fii atunci în cer, căci vom fi tot timpul cu Emanuel. N-a mai fi durere, n-a mai fi suspin, căci va fi tot timpul pace pe deplin. Să vindece rana, să ridice povara, nu-i nimeni așa ca Iisus. Cu mâna sa bună pe oricine alină, nimeni.
veni așa ca Iisus. Foarte bine că am putut să venim la casa Domnului în seara aceasta. Aici Dumnezeu ne binecuvântează din cuvântul Lui cu îndemnuri bune, care putem să le aplicăm la inimile noastre și la sufletele noastre. Evenimentul acesta care am citit cu cei 10 leproși e foarte interesant. Aici spune că Iisus a trecut printre Samaria și Galileea și dacă mai ține minte, acestea au fost două localități care nu au fost așa de văzute în Israel. Mai ales Samaria a fost o locație de străini. Și spune că au intrat într-o cetate, într-o sat mic și au venit, au văzut el 10 leproși, 10 oameni care au avut nevoie. Și foarte interesant e cum ei strigă către el, îl imploră pe el să-i ajute în situația lor. Învățătorele, Iisuse, învățătorele, ai milă de noi. Foarte interesant că toți 10 au vrut să fie vindecați. Și foarte interesant ce le spune Iisus, nu le spune că vă vindec sau vă ascult sau altceva. Le spune, îi dă o poruncă ce să facă și asta o împlinește toți 10. Iisus le spune, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și eu poate dacă eu eram bolnav, nu făceam acest lucru, nici nu mergeam, că în porunca aceasta nu este o promisiune de vindecare. Dar vedem că acești 10 oameni se duce. Interesant, nu? Și spune aici, pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Aici este diferența între cei care au fost, aici au făcut el ceva care a fost diferit decât toți ceilalți. El s-a văzut vindecat și s-a adus aminte de starea lui care a fost și starea care e acum. Și dacă am uitat la un documentary cu o lepră, ce este? Este o boală care se mănâncă carnea sau așa ceva. Și tot mai este așa oameni în lume, dar acum este curabilă. Dar pe vremea aceea nu a fost curabilă. Și să fii vindecat de această boală, de o boală care se mănâncă toate mâinile și picioarele și tot trupul este distrus. Și să după aia să vezi acest lucru și să nu-ți pese, e foarte, foarte interesant. Și e foarte fain, cum spune Biblia, Scriptura, ce face acest om când se vede vindecat. Se întoarce slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Și vedem ce spune Iisus, mai degrabă, spune, oare n-au fost curățiți toți cei 10, dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu. Și cum am spus la început, că a fost o regiune foarte slabă, o regiune care nu toți o prețuită, a fost, putem spune, a fost amestecură de galileeni, dacă au fost în, să spune aici, a trecut prin Samaria și Galileea, au fost două regiuni. So, unul din ei a fost samaritian și el alții nu au fost galileeni, care nici ei nu au fost așa de văzuți, nici samaritanul nu a fost așa de văzuți, dar vedem pe ăla care a fost cel mai desprețuit între ei, au venit la Iisus și i-au dat mulțumire, și spune că au slăvit și au glorificat pe Dumnezeu. Și să avem și noi acest simțământ în ziua aceasta, vedem și noi de multe ori cum Dumnezeu ne ascultă rugăciunile noastre, lucrează la cauzele noastre și suntem așa de bucuros când lucrează și
face, se împlinește voia și planul Lui în viețile noastre. Și să avem și noi, cum am auzit și azi dimineață, foarte, foarte frumos, cum să avem și noi această stare de mulțumire și să nu fie, să nu fim așa de zdrobiți, să nu putem să facem acest lucru când vedem că Dumnezeu zăbovește la cazurile noastre, să mergem înainte cu răvnă, cu tărie, cu curaj, cu îndrăzneală, să ne uităm la aceste evenimente din Scriptură, să putem să fim încurajați de ele. Dumnezeu să lucreze la toate problemele noastre. Și acum, dacă putem să ne ridicăm în picioare, să aducem cauzele și problemele noastre înaintea Domnului, dau posibilitatea la frați și la surori. Dacă nu mai sunt, așa cum stăm în picioare, mergem înaintea Domnului. Amin. Haideți să ieșim în cartea Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, la capitolul 2
Și vom începe citirea cu versetul 1. Pagina este 1151 în Sfintele Scripturi. Deci Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 1. Și haideți să începem citirea și să urmărim cu toți împreună. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat peste însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, căci Iisus Hristos este Domnul. Amin. Haideți așa cum sunt picioare, însoțim în rugăciune pe fratele Aurel, după care, prin care cerem ca Dumnezeu să lase binecuvântarea Lui în continuare peste întreaga lucrare și peste tot ce se face în locul acesta. Amin. Vreau să vă reocupa locurile. Mulțumim, Domnule, că ai ne-o binecuvântat să fim și în seara aceasta împreună. Chiar dacă de data aceasta suntem într-un număr mai restrâns, mulți plecați de acasă, dar ne rugăm că El să ne binecuvânteze să fie cu noi. Ne bucurăm să avem musafiri în seara aceasta. O să binecuvânteze pe sora Ileana, care, zic așa, după vreo 3 ani, mai bine, mai fără anuntă la Ruben, a venit în vizită din nou aici și Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă simțiți bine timpul cât vă este șederea aici în California, în Statele Unite. Și acum, în seara aceasta, haideți să căutăm să păstrăm împreună același gând, cum ne învață și cuvântul din seara aceasta, în închinare, în laudă, și să lăudăm pe Domnul cu toții cu o cântare în comun în continuare. Cei care au dorința să laude pe Domnul să-mi facă de cunoscut și le voi da loc în timpul acesta. Sora Emilia va lăuda pe Domnul cu o cântare după cântarea pe care o cântăm în comun. Și fratele Cristi dorește să laude pe Domnul cu o cântare. Și doresc ca nu să-l binecuvânteze pe fratele Ion să vină și să ne vorbească cuvântul Domnului după aceste cântări. Facem colecta în timpul acestei.
Dragostea e cea mai mare dintre daruri pe pământ. Cu ea viețuiești în lume și nu vei cădea nici când. Cu ea viețuiești în lume și nu vei cădea nici când. Dragostea cine o are, îi se pare viața-n vis, îi servește de aripioare pentru a merge-n paradis. Îi servește de aripioare pentru a merge-n paradis. Cine zice că iubește pe Domnul Iisus Hristos și pe un frate îl urăște, el este un mincinos. Și pe un frate îl urăște, el este un mincinos. Dragostea nu pismuiește nici chiar pe vrăjmașul său, ci din contră îl iubește, nu se bucură de rău. Ci din contră îl iubește, nu se bucură de rău. Dragostea e din Dumnezeu, cu ea vom scăpa de rău. Cerul, pământul vor trece, dragostea va rămâne. Cerul, pământul vor trece, dragostea va rămâne. Dragostea e prețioasă, prin ea vom scăpa de chin. Și în țara glorioasă noi vom fi în veci, amin. Și în țara glorioasă noi vom fi în veci, amin. M-ai regăsit când eu pierdut în lume, mă răstigneam pe altarele de lut. Când prăbușit gemeam în neputință, când faptele mi fărâme m-au făcut. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă îmbraci cu dragostea din tâi. Și mi-ai șoptit, tu ești mărgăritarul, în dragostea mea pururi să rămâi. Astăzi alerg tot mai grăbit pe cale, să ajung acolo sus la dreapta ta, să trec prin poarta biruinței tale, prin poarta ce se cheamă Golgota. Tu m-ai cules din pulbere
îmbraci cu dragostea din tâi și mi-ai șoptit, tu mi-ești mărgăritorul. În dragostea mea pururi să rămâi. Și dacă adesea cade sub greul crucii și mă pândesc ispite zi de zi, și atunci eu mulțumiri ți-aduc, Iisuse, căci harul tău îmi este îndeajuns. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă îmbraci cu dragostea din tâi și mi-ai promis, tu ești mărgăritorul. În dragostea mea pururi să rămâi. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă îmbraci cu dragostea din tâi și mi-ai șoptit, tu ești mărgăritorul. În dragostea mea pururi să rămâi. Care mi-a plăcut foarte mult în viață și încă îmi place, este o cântare care, unde este vorba despre răstignirea Domnului Iisus Hristos. Pe un deal departe stă o cruce veche ca un semn al suferințelor. Și iubesc eu crucea unde Domnul Iisus muri cu pentru al meu. Unde Domnul Iisus muri ca al meu mântuitor. Voi iubi, dar voi iubi vechea tristă cruce până când viața în sfârșit eu voi sta lângă vechea cruce. Și-am să schimb cândva într-o coroană. În crucea lui Iisus, stropită cu sânge, e glorioasa mea salvare. Căci de bună voie pe ea murind Iisus, din
păcat mi-a făcut salvare. Voi iubi vechea tristă cruce, până sfârșesc viața umană. Eu voi sta lângă vechea cruce și-am să schimb cândva într-o coroană. Deci crucea lui Iisus, eu voi fi credincios și orice suferință voi răbda. Și când mă va chema la locașul ceresc, unde-n glorie, mă voi schimba, voi iubi vechea tristă cruce, până sfârșesc viața umană. Eu voi sta lângă vechea cruce și-am să schimb cândva într-o coroană. Amin. Mulțumim Tatălui Ceresc că ne-a ajutat și am ajuns cu bine în locul acesta. Că după cum se vede, niciodată nu suntem siguri pe viața noastră. Viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Noi mulțumim Tatălui Ceresc că ne-a ajutat, că am putut veni în locul acesta, ne-a ocrotit pe toți, ne-a păzit și dorim să ne păzească și când vom pleca de aici, să fie cu noi, să nu ne lasă. Dorim ca Domnul să ne binecuvânteze pe noi, cât suntem aici de puțin, cât și pe cei ce nu sunt aici, să le însoțească peste tot, că Dumnezeu le vede și pe ei acolo unde sunt și pe noi aici unde suntem. Când Isaia în 40 spune că toată lumea înaintea lui Dumnezeu este ca un praf pe o cumpănă, înseamnă că Dumnezeu le vede și pe ei acolo, ne vede pe noi aici, ne vede când dormim, când umblăm, ce facem, cum umblăm și tot ce facem. Mulțumim Tatălui Ceresc că ne-a ajutat ca să fim ai Lui. Este lucru mare să fie al lui Dumnezeu. Să fii un om al lui Dumnezeu, un suflet răscumpărat de El. De aceea dorim încă o dată ca Domnul să se prezinte în mijlocul nostru, să ne binecuvânteze pe toți. Că fără binecuvântarea Lui nu putem face nimic, dar El ce binecuvântează rămâne binecuvântat. Slăvit să fie numele Lui în veci. Cu ajutorul Domnului, fratele, au citit aici Epistola lui Pavel către Filipeni. Filip era o cetate din ținutul Macedoniei și a primit numele după Filip Macedonianul. De acolo vine Filipeni. Domnul să ne binecuvânteze. Pe vremea aceea Pavel o căutat să spună acestor oameni bucuria mântuirii și cum trebuie să trăiască, deci a vorbit unor oameni care deja cunoșteau pe Dumnezeu și le dădea îndemnuri. Domnul să ne dă și nouă îndemnuri, dar și datoria noastră să ne îndemnăm unii pe alții, cum spune Pavel evreilor, la dragoste și la fapte bune. Domnul să ne ajute la lucrul acesta și toate cuvintele noastre să fie drease cu seară. Cât de atent trebuie să fim și cum trebuie să vorbim, dacă spune cuvintele voastre să fie da, da și nu, nu, restul ce vine peste aceștia spune că vine din altă parte. Domnul să aibă milă de noi. Și dacă n-ar fi mila lui Dumnezeu, n-am putea rezista și n-am putea să fim numiți sfinți, cum numește Pavel în altă parte și spune, frați sfinți care aveți parte
de chemarea cerească. Este lucru mare, slăvit să fie Domnul. Cu ajutorul Domnului să intrăm să vorbim despre câteva versete cât ne dă Dumnezeu aici, dacă ne rugăm. Că nu știu dacă ați observat, sunt frați care știu să mânuiască cuvântul, sunt obișnuiți mereu cu cuvântul. Dar când dă Tatăl Ceresc, are cuvânt. Și dacă nu dă El, mai puțin. De aceea e bine să ne rugăm. Dacă poporul este flămând și dorește cuvântul lui Dumnezeu și se roagă, vorbește, Doamne, Tu știi ce ne interesează, Tu știi despre ce aș vrea să știu. Să știți că Dumnezeu ne poate vorbi. N-ați observat că de multe ori un copil mic de 12-13 ani vorbește de-o rămas frați pastori mirați. Am prins pe internet o predică unui tânăr, vă spun drept, trebuia să mă ridic în picioare, să zic, Doamne, mărit să fii Tu. Ce-a vorbit băiatul ăla de 12 ani, a rămas, era o grămadă de păstori în spatele lui, l-a luat Duhul Domnului în primire și vă spun, ai fi tot ascultat. Slăvit să fie Domnul. Deci aia nu că cine știe, cine se pricepe, când Dumnezeu dă, dă. Când nu este, dar datoria noastră este să ne trăim viața lângă Dumnezeu. Și cei ce vorbesc și cei ce ascultă. Că toți suntem sfinți, așa ne numește cuvântul Domnului. Și Dumnezeu să ne ajute să fim sfinți până când vom vedea că vine pe norii cerului să ne ia la El acasă. Atunci vom scăpa de aceste lucruri, de încercări, de dureri, de probleme, de slăbiciuni și de toate lucrurile. Spune cuvântul că vom fi ca El, că îl vom vedea așa cum este El, lucru mare. Binecuvântarea a fost peste omenire să vadă pe Dumnezeu în persoană și ați văzut, unii ascultau, alții nu ascultau. Alții îl vorbeau de bine, alții nu îl vorbeau de bine. Unii și astăzi spun că a fost un înșelător. Doamne, ai milă de noi! Și cu ajutorul Domnului, versetul 1 spune Pavel, deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, Doamne ajută-ne să ne îndemnăm unii pe alții, cum am zis înainte, la dragoste și la fapte bune și asta pot să fac tineri între ei, oameni mai bătrâni între ei, cât și bătrâni către tineri și cu toți împreună, este lucru mare. Dacă este vreo îndemnare în Hristos, este lucru bun. Și dacă noi facem lucrul ăsta, cuvintele noastre ar fi numai aici îndreptate și n-am păcătuit atâta. Poate mă gândesc că n-ar fi nici atâta încercări, dar gura asta de multe ori ne duce și la păcat. Că spune, dacă punem frâul cailor, le poți conduce și zice, corăbile cât de iuți sunt și sunt mânați și cărmuiți de o cărmă mică, dar limba spune că niciun om nu o poate înfrâna. Doamne, ai milă de noi și îndurare. Și dacă n-ar avea milă, să știți că n-am putea să stăm în picioare. Cu ajutorul Domnului să merem mai departe. Dacă este vreo mângâiere în dragoste, Doamne, ajută-ne și asta. De multe ori vedem unele necazuri, unele probleme și ne îndeamnă aici să venim cu mângâiere, cu dragoste, să ne apropiem de aceea persoană. Sunt multe, multe evenimente din ăsta care persoana sau familie rămân năcăjiți datorită unor probleme cu plecarea celor dragi și au nevoie de mângâiere și a-i spune să facem asta, dar și în dragoste. Doamne, ajută-ne! Dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, Doamne ajută-ne, în asemenea cazuri sunt niște lucruri foarte problematice. Pe lângă asta se cere, pe lângă mângâiere, pe lucrurile astea, dar trebuie să facem și alte lucruri. Doamne ajută-ne și o milostivire. Dumnezeu să ne ajute.
în versetul 2, faceți în bucurie deplină. Aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Doamne, de-ar fi așa biserică, fraților, ce minunat ar fi, eu nu vă pot explica. Eu am prins lucruri bune, am prins lucruri conceput dimineață, cum v-am spus de multe ori, și s-a terminat la 11 seara, aici au stat, frații. Duhul Domnului lucrat așa de la persoană la persoană, erau niște bucurii de n-ai fi plecat din mijlocul bisericii. Acum uitați cum suntem, de ce Domnul să se îndură de noi, că toți suntem slabi, nu pot arăta așa, așa, trebuie să arăt aici, suntem slabi. Dar mila și îndurarea lui Dumnezeu trece peste toate, dar pe lângă asta să ne gândim, dacă El este milos și îndurător, Doamne ajută-mă să fac voia Ta. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slava de șartă. Sunt lucruri care se poate, nu faceți nimic din duh de ceartă. Cum să dau exemplu, cred că frați știu, cred că stați cu limba română, poate mai bine ca mine. Să nu faceți nimic din duh de ceartă. Sunt unii oameni datorită, nu, păi dacă așa, hai să fie. Și asta nu-i bine. Ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Doamne, ajută-ne și la lucrul ăsta. Să ne vedem pe frați, pe surori, mult mai presus față de noi. Noi nu știm, noi ne vedem așa, dar noi nu știm legătura fiecăruia dintre noi care este între Dumnezeu și inima sau sufletul respectiv. Noi nu știm. De aceea bine să vedem în frate, în soră pe Hristos. Domnul să ne ajute să privească pe altul mai presus de El însuși. În 4 spune, fiecare din voi să se uite nu la folosele lui, ci și la folosul altora. Aici iar, Doamne, dă-ne pocăință. Multe lucruri facem, dar mie ce-mi rămâne din treaba asta dacă fac? Dar bine ar fi, nu știu cum să vă dau exemplu, să se uite la folosul altuia. Orice faci, trebuie să faci în așa fel ca cel cu care ai legătură, ai început un business, ceva de făcut, prima dată să fie el mulțumit. Chiar dacă vezi că inima lui trage încolo, unde nu trebuie, dar inima ta să fie curată și cel prea înalt știe ce să facă cu tine, cum să-ți răsplătească și cum să se poartă cu el dacă nu-i cum trebuie. De aceea, Domnul să ne ajute să facem în așa fel, fraților, ca să ne uităm nu la folosul nostru, ci și la folosele altora. Atât tineri cât și bătrâni, multe ar fi de dat, dar Domnul să ne ajute, cred că înțelegem despre ce-i vorba. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Acum, care era gândul în Domnul Iisus Hristos? Cred că citim cuvântul Domnului. În El era gândul să facă voia Tatălui cel Sfânt. Zice că era o întrebare pusă între frați, care este mâncarea preferată a Domnului Iisus? Și frați căutau prin Scriptura și asta. Și când vorbește cu femeia samariteancă, spune, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis, voia Tatălui. Domnul să ne ajute. Și de aceea aici ne îndeamnă, dacă noi trăim, avem același gând care era și în Hristos, fraților, suntem mântuiți. Doamne, ajută-ne! În 6, El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. A venit
pe pământ l-au văzut oameni ca simplu om, dar el era Dumnezeu. Ce, mă gândesc așa, ce fericire era pe acei oameni să vadă pe Dumnezeu în mijlocul lor, să le vorbească, să le îndeamnă, să vadă cum scoală morții, să vadă cum orbii capătă vederea, cum leproșii se vindecă și ei umbla printre mijlocul lor ca un simplu om. De ce? O lăsat slava cerească, s-o dezbrăcat de slava cerească, o venit în chip de om, o suferit exact ca cum am suferit și noi, că unii erau de părere că el, fiind de Dumnezeu, el nu a simțit durere, o simțit durere ca cum am simțit și noi. Și asta pentru că ne-a iubit, slăvit să-i fie numele. Totuși n-a crezut un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, când stau așa și mă gândesc, când se duce Avram așa în zaduful zilei, stă acolo și vede trei oameni venind la el, cine au fost acei trei oameni? Ce fericire au fost pe Avram să întâlnească pe Dumnezeu în persoană. Moise a căutat să vadă pe Dumnezeu, dar nu a putut să-l vadă. Că dacă am vedea noi pe Dumnezeu așa cum este El de sfânt, sau să vedem noi pe Iisus în slava sa, cum îl vede Ioan, dacă ați văzut în Apocalipsa, cum l-a văzut El, cine este El, păi noi n-am putea rezista până în clipa când va veni aceea transformare. Care au murit în Hristos vor fi transformați și noi ceilalți vom fi schimbați și astfel îl vom întâlni în văzduh. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Spune așa, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. De ceea ce am spus, s-a dezbrăcat de slava cerească, s-a îmbrăcat în chip de om, a venit printr-o femeie ca să crească, să vadă necazurile, probleme pământești cu care se confruntă omenirea datorită păcatului și uite s-a făcut rob, făcându-se asemenea oamenilor. Ce am spus înainte, așa este. Doamne, ajută-ne! Să se facă Dumnezeu în felul acesta ca noi să putem fi răscumpărați. Poate spuneți, poate exagerez, dar dacă vă aduceți aminte, unul dintre ucenici, Filip, spune, știi ce ar fi bine? Arată-ne pe Tatăl, cine este de ajuns? Ce i-a răspuns? De atâta timp sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Nu v-am spus că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Minunat lucru este, asta ar fi bine la o, când avem lecții, cum au fost în armată, lecții politice, mai erau unii frați, aveau obicei de făceau studiu biblic. Doamne, ajută-ne! S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Spune că la înfățișare a fost găsit ca un om. Deci când te-ai uitat la el, era un om. Dar n-ai știut ce zace în el. Cine este? Dacă ne gândim cum a mers el pe mare, să mergi pe apă, să dai la atâția oameni acolo flămânzi, însetați, năcăjiți, îl ascultau cu gura cascată, să ascultă cuvântul lui Dumnezeu și sara au venit, nu se duce nimeni acasă, cum să pleci? Cum am zis înainte, în biserici, cum era, prin anii 70-68, îți venea să nu mai pleci, așa și oamenii aceștia, de dragostea lui nu mai plecau, el tot vorbea și ei sorbeau cuvintele de pe buze. Și atunci i s-a făcut milă și știm povestea, i-a hrănit pe toți. Ore cât și-o dat seama
cine este El. Spunem într-o evanghelie că după ce au văzut ei lucrul acesta, Domnul a știut că ei voiau să-L ia, să-L facă cu sila împărat. No, ăsta ar fi împăratul nostru, dar El este împărat și va fi împărat peste tot pământul, când toate împărățiile pământului se vor prăbuși, El va fi împăratul nostru și noi vom asculta de El și ne vom bucura de El. De-aia venim aici, de-aia îndurăm multe probleme cu care ne înfruntăm, dar strigăm la El, Doamne, dă-ne izbăvire. Și Dumnezeu se îndură. Pe unii vindece, pe unii ține așa. De ce așa? Nu știm. Poate ți se pare așa de multe ori, mă, parcă prea mult, nu mai pot duce. Dar am găsit că El este sfânt și adevărat și El nu pune mai mult pe spinare decât cât poate duce omul. Înseamnă că dacă tot îți vine, înseamnă că ești tare și mai poți duce. Doamne, ai milă de noi! La înfățișare a fost găsit ca om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte. O ascultat de Dumnezeu și în gura Lui nu s-a găsit minciună. Și spune încă, ce moarte, moarte de cruce. Cea mai grea pedeapsă care putea să fie pe vremea aceea, au și acum oameni pregătiți pentru noi, că să știți că nu va fi așa. Poate eu cu fratele Mitru nu prindem, dar tinerii vor prinde, nu vor fi vremuri așa cum este acum. Vrăjmașul lucrează și noi trebuie să dăm socoteala de ceea ce este în noi. Să dăm socoteala de credință, cum credem, cum suntem. Vine vreme, Doamne, îndură-te. Dar cum zic, înainte era pedeapsa asta, era mare. Să fi întins pe cruce, în cuie, să atârnea, numai un doctor v-ar putea explica ce înseamnă cu întinderea mușchilor și cu chinul care o suferit, cea mai grea pedeapsă care este. Și aia cu omorârea cu pietre era, dar poate te-a lovit unul mai bine într-un loc orecare care a amețit, elelalte au venit pe deasupra și n-ai mai simțit, dar asta a fost ceva cea mai grea. Asta și pe urmă când dădea la lei sau când ardea de vii. Fraților ei au trecut și au trecut cu bine. Doresc ca Domnul să ne ajute și nouă, să trecem cu bine. Să nu credem, cum era o cântare, că zice, pe flori în cer nu poți intra, când alții s-au luptat și pentru mirele Iisus chiar viața și-o dat. Doamne, îndură-te de poporul tău. Dar dacă e cu părere de rău, vedem, fraților, cum merg bisericile astăzi și la noi în America, și în Europa, și peste tot, e răceală. Răceală. Și asta ne înseamnă că venirea Domnului este aproape. Dacă vă aduceți aminte când a spus Domnul, când noi veni eu, găsi voi oare credința pe pământ. Fraților, hai să ne trezim cu toți. Să ne apropiem de Dumnezeu și Dumnezeu își va face partea Lui și va lucra în mijlocul nostru. Ei, în versetul 9 spune, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat mai presus, nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Cât de minunat s-a smerit și ce nume mare i-a dat Dumnezeu, care nu este niciun nume. Spune mai jos într-un verset că în numele Lui orice genunchi se va pleca, atât în cer cât și pe pământ. Atât de minunat este Domnul nostru. Noi știm cât știm, la unii Domnul arată mai mulți. Alții au experiență mai mult cu El, alții mai puțin. Dacă își vorbea despre Liviu, hai că ar fi vecin cu mine, aș putea să-l descriu bine cine este el. Am copilărit cu el sau am fost vecini. Dar eu aud că el este de acolo, eu nu știu ce să spun despre el.
Așa este și experiența noastră cu Dumnezeu. Unii aud de lucru cu El. Unii au fost cercetați de El, alții au avut lucruri, cum se spune, experiența mai deosebită decât alții. Și ăia care au avut experiența cu El personală, ăia vă pot spune mai multe. Măriți să fie Domnul. Dacă v-aș spune, poate aș zice, mușul ăla-i bătrân și o lot acum razna, dar slăvit să fie Domnul, stau și mă gândesc și mă mir cum de mai trăiesc pe pământul ăsta. Minunat este Dumnezeu și minunat este când știi că El este cu tine, când ești ocrotit de El, oriunde ai fi, în orice loc, în orice primejdie, să știi că El este cu tine. Este lucru mare. Doamne, ai milă de noi și îndurare și nu ne lăsa. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, ce înseamnă nespus ceva care nu se poate spune, cât de mare, mai presus decât orice nume în cerul și pe pământ. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Acum, de sub pământ, noi cât înțelegem, noi nu putem vorbi alte teorii decât cele ce sunt scrise în Biblie. Domnul să ne ajute. De sub pământ înseamnă că tot cei ce sunt adormiți în Hristos, pentru El toți sunt vii. Dacă vă aduceți aminte când se uită Moise și vede rugul ăla aprins și spune, dă să se apropie, și atunci aude un glas și spune că eu sunt Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov și așa mai departe. Deci înseamnă că pentru El toți sunt vii. O altă situație când se schimbă la fața pe munte, vedem că se prezintă Moise și Ilie și stau de vorbă cu El. Dar locul lor este acolo, sub pământ, în coaja asta pământească în care am trăit. Dar sufletul este viu. Doamne, ajută-ne să fie acolo cu El când este vorba despre cei doi, bogatul și Lazar. Ați văzut, a fost luat și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, acolo unde s-a dus tot și așteaptă ziua revederii. No, dar celălalt a fost în altă problemă, a fost dus într-alt loc. De aceea noi, Domnul ne-a trezit, Domnul ne-a dat minte să înțelegem că numai prin El putem să nu ajungem în locul ăla urât, care nu este plăcut, dacă citim acolo. Și cu ajutorul Domnului să mergem mai departe. Spune că celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Cu ajutorul Domnului mai avem un verset. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Hristos Iisus este Domn, mărit să fie El. Aici e vorba că orice limbă, câte limbi se vorbesc pe pământ, și văd că toți credincioșii laudă și slăvesc pe Dumnezeu și merg după cum scrie aici. Orice limbă să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul. Domnul să ne binecuvânteze, să rămâne cu noi. Și Domnul să pună în noi dorința, cât putem, numai cazuri de boală, neputință, să venim la casa Domnului, fraților. Aici vine Domnul, s-a cerut prezența Lui, L-am chemat să vină în mijlocul nostru, să ne binecuvânteze. Și dacă citim mai atent cuvântul Domnului, îngerii lui Dumnezeu stau în jurul celor ce-L iubesc pe El, tăbăresc în jur și ridică rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu sunt aici, poate acasă nu mă pun pe genunchi, poate n-am legătura cu frați, poate nu suntem în aceeași legătură. De aceea bine, cât putem să venim la casa Domnului. Domnul să ne binecuvânteze
și să ne vorbească El mai mult decât putem noi. Amin. Venim să lăudăm pe Domnul cu o cântare în cântarea asta pe care cântăm în comun, ascultăm copiii să le pe Domnul cu o cântare, Flaviu cu Ezra, să le pe Domnul cu o cântare. Dacă mai este vreo dorință să le pe Domnul, vreau să... Sora Fănica, nu o să vă binecuvinteze. Trapia tale porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt, tot cerul fi va plin de osanale spre slava celui purudre și sfânt. Tot cerul fi va plin de osanale spre slava celui purudre și sfânt. Uimiți de atâta sfântă măreție, scăpase lutul ce ne-a frământat, în veci de veci cânta vom numai ție și sângelui ce ne-a răscumpărat. În veci de veci cânta vom numai ție și sângelui ce ne-a răscumpărat. Cu ochii-n lacrimi de bucurie sfântă, scăldați în rasa soarelui torit, nesăturați de fața ta cea blândă, îți vom cânta pe veci că-și ne-a iubit. Nesăturați de fața ta cea blândă, îți vom cânta pe veci că-și ne-a iubit. Pe străzi de aur ca sticla străvesie, cu toți cei trași scumpi ce i-am iubit, cânta vom veșnic slavă numai ție, de dragostea cu care ne-a iubit. Cânta vom veșnic slavă numai ție, de dragostea cu care ne-a iubit. Ierusalime, vei auzi cântarea ce îngerii nu știu și n-au cântat. Atunci în ziua când va fi serbarea poporului pe veci răscumpărat. Atunci în ziua când va fi serbarea poporului pe veci răscumpărat. Când întristarea în inima fi ștearsă și fericirea veșnică va fi, dorita noastră, o scumpa noastră casă, Ierusalime, când te vom sări. Dorita noastră, o scumpa noastră casă, Ierusalime, când te vom sări.
doresc ca Domnul să mindeze pe toți copiii ca să pună în ei un dor de a lăuda pe Domnul în orice vreme. M-am gândit acum seara că suntem și mai puțini. Ar fi fain să cântăm o cântare până cu Ezra, l-am cântat și pe Joshua, vreau să-i un pic mai rușinos, zic că nu. Am lăsat o cântare care Ezra zice că o știe și cred că toată biserica o știe. Domnul să fie lăudat. Zi de zi mergând pe cale, frate credincios, cântă-i laude într-una Domnului Hristos. Fii voios că-n oastea sfântă ești și tu chemat, de aceea întotdeauna cântă neîncetat. Cântă, cântă, cântă ca David, cântă, cântă, cântă așa, tot iadul când tu să se înfioare, să fugă satana cu toată armata sa. Cântă, cântă, cântă ca David, cântă, cântă, cântă așa, tot iadul când tu să se înfioare, să fugă satana cu toată armata sa. Ne-nceta să naspre cerul zi de zi cântări, chiar de ieși în clipe grele și prin încercări. Nu uita Pavel și Sila au cântat și în greu, și din ceruri ispăvirea le-a dat Dumnezeu. Cântă, cântă, cântă ca David, cântă, cântă, cântă așa, tot iadul când tu să se înfioare, să fugă satana cu toată armata sa. Cântă, cântă, cântă ca David, cântă, cântă, cântă așa, tot iadul când tu să se înfioare, să fugă satana cu toată armata sa. Cântă, frate, cântă, soră, să răsune țări, laude și osanale până-n depărtări. Pentru împăratul nostru care a biruit, să cântăm cu toți mărire căci ne-a mântuit. Cântă, cântă, cântă ca David, cântă, cântă, cântă așa, tot iadul când tu să se înfioare, să fugă satana cu toată armata sa. Cântă, cântă, cântă ca David, cântă, cântă, cântă așa, tot iadul când tu să se înfioare, să fugă satana cu toată armata sa. Avem puțin pe cale, luptă-te neîncetat, că înaintea noastră merge Sfântul nostru împărat. Că înaintea noastră merge Sfântul nostru împărat. Luptă-te, luptă-te mereu, înaintea noastră este Dumnezeu. Luptă-te și într-una fi voios,
înaintea noastră e Iisus Hristos. Să fii treaz, popor pe cale, fii mereu curaj și sfânt. Nu uita că scurtă-i vremea și-o pleca de pe pământ. Nu uita că scurtă-i vremea și-o pleca de pe pământ. Luptă-te, luptă-te mereu, înaintea noastră este Dumnezeu. Luptă-te și truna fi voios, înaintea noastră e Iisus Hristos. Maia verde astră bate, nopțea mare-n văi adânci, porumbițo, nu te teme, ești gravă dintre stânci. Porumbițo, nu te teme, ești de grabă dintre stânci. Luptă-te, luptă-te mereu, înaintea noastră este Dumnezeu. Luptă-te și-ntruna fi voios, înaintea noastră e Iisus Hristos. O, ridică-te și luptă, în Hristos vei birui. Să fii gata în orice clipă, că Iisus ne va răpi. Să fim gata în orice clipă, că Iisus ne va răpi. Cu toții! Luptă-te, luptă-te mereu, înaintea noastră este Dumnezeu. Luptă-te și-ntruna fi voios, înaintea noastră e Iisus Hristos. Domnul să le binecuvinteze și vedem că în seara aceasta cât de frumos a putut să se armonizeze slujirea între copii și până la bătrâni și fie ca Dumnezeu să ne ajute să putem să fim. De fapt, dacă am fost atent la cuvântul din seara aceasta, Apostol Pavel le spunea celor din Filipii, bisericii filipenilor, căci să-i facă o bucurie de plină. Nu? Un slujitor, unul care a început biserica aceasta din Filipii, cum ne arată Cartea Faptelor Apostolilor, în lanturi și în butuci. Și după acest început, pentru care a suferit Apostolul Pavel, peste câteva vreme, biserica, nu știm în ce număr era formată, că erau de mare, dar Apostolul Pavel zice, faceți-mi bucuria de plină. Cum ar putea să fie o bucurie de plină? Și Pavel spune în cuvântul pe care l-am citit în această seară, zice, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină. Și aveți în voi o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Deci asta era dorința Apostolului Pavel cu privire la biserica din Filipii, să ei împreună se facă o bucurie de plină, adică să știe pe ei că sunt una. Dorința aceasta este și dorința lui Dumnezeu, dorința aceasta este dorința lui Iisus Hristos. Știm că în rugăciunea din Ioan 17, acesta era subiectul central pe care Iisus Hristos îl avea înaintea Tatălui, ca cei care cred în El să fie una, așa după cum și El cu Tatăl este una. Și în bisericile lui Dumnezeu, aceasta este trăsătura care trebuie să fie a noastră, toți împreună să fim una. Sunt atâtea, să zicem, formări sau se formează grupuri în care se formează pe, știu eu,
pe aceeași ideologie, pe aceeași grupare de vârstă, grupare de, știu, de un fel sau de altul. Biserica Dumnezeu trebuie să fie formată din toate punctele de vedere pe care am putea să le numim. Fie că este vorba despre diferențe de vârstă, în casa lui Dumnezeu trebuie să fie toate una. Diferențe de, știu, poziție socială, în casa lui Dumnezeu toate trebuie să fie una. Diferențe de, știu, bărbați, femei, în casa lui Dumnezeu toți suntem frați și surori. Și toate categoriile putea să spunem care la un moment dat se pot diferenția între noi, între oameni, în casa lui Dumnezeu noi trebuie să fim una. Ioan Botezător spunea lucrul acesta, aceasta era lucrarea lui, ca să facă o cale dreaptă, o cale netedă, un popor, spunea, bine pregătit pentru Dumnezeu, pentru Domnul nostru. În seara aceasta, sigur că apostolul Pavel la Filipeni, aici în textul pe care l-am citit, scoate în evidență un lucru extraordinar de important pe care noi, ca și copiii al Dumnezeu, îl avem. Numele acesta este numele pe care l-a câștigat Iisus, Fiul Său. Un nume pe care l-a dobândit, ne arată cuvântul Domnului. El era din veșnicie Fiul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui. Dar numele acesta pe care îl poartă acum, l-a dobândit, ne arată cuvântul Domnului. Deci putem să dovedim lucrul acesta cu cuvântul pe care îl avem și înaintea noastră și dacă ne uităm în toate referințele pe care le avem în cuvântul Domnului pe care le avem aici. Apostolul Pavel spune, deci ne îndeamnă pe noi să avem un gând care era și în Hristos Iisus. Și dacă citim în versetul 6, spune așa, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Deci, ceea ce spune Apostol Pavel în versetul acesta arată că el era Fiul lui Dumnezeu. Avea chipul lui Dumnezeu. Dar nu a luat ca un lucru de apucat, adică într-un mod de ușurință, cu ușurință, faptul că este Fiul lui Dumnezeu. El avea o însărcinare, Domnul Iisus, acesta care ne arată aici că era Fiul lui Dumnezeu din veșnicie. Și însărcinarea aceasta era aceea pe care o găsim și în Evrei, în capitolul 10, în care spune, iată-mă că vin, în surul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și a venit în lumea noastră, așa cum ne-l arată aici Apostolul Pavel în continuare, căci s-a smerit. Și a luat un chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor și la înfățișare a fost găsit ca un om. Și noi oamenii l-am văzut pe Iisus trăind în lumea noastră, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu și cum spune Apostolul Pavel la Coloseni, vorbește despre el în capitolul 1 cu versetul 15, el este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Cel întâi născut din toată zidirea, în versetul 18, el este capul trupului al bisericii, el este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el. Deci, trăind printre noi, printre oameni, Iisus a trăit cu acest chip al lui Dumnezeu. Dar la înfățișare, spune Apostolul Pavel, a fost văzut ca un om. Aceasta a fost dilema oamenilor din vremea aceea, din vremea lui, pentru că vedeau lucrările și minunile care se făceau, dovedeau că este puterea lui Dumnezeu. Dar nu înțelegeau, pentru că și la înfățișare era un om. Era văzut ca fiul Mariei și al lui Iosif, era văzut ca și fiul ca Iisus din Nazaret, era văzut ca Galileianul, era văzut ca unul dintre ei. Dar în schimb, în el era chipul lui Dumnezeu, era puterea lui Dumnezeu. Și Iisus spune aici că el s-a smerit
Și el, Fiul lui Dumnezeu, el, cel care avea chipul lui Dumnezeu, s-a făcut asemenea oamenilor. Deci lucrul acesta, numele acesta pe care Iisus l-a dobândit, ne arată cuvântul Domnului, nu l-a dobândit într-un mod ușor, într-un chip ușor, într-un lucru așa de ușurință, cum spune aici, un lucru de apucat. L-a dobândit, spunea cuvântul Domnului. Dacă citim în Faptele Apostolilor, Apostolul Petru vorbește, deci aș vrea să observăm, să înțelegem că numele acesta pe care îl avem noi astăzi, Domnul Iisus l-a dobândit. Deși era chipul lui Dumnezeu din veșnicie, avea chipul lui Dumnezeu, Dumnezeu a hotărât sau Dumnezeu i-a dat numele acesta pe care îl are în prezent în vremea aceasta de astăzi. Apostolul Petru în ziua cincizecimii spune: Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori Lui și acum odată ce s-a înălțat prin dreapta Dumnezeu și a primit de la Tatăl păgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Deci Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus pe care a suferit și a murit pentru noi. Apostolul Petru și Ioan, când au fost în trar la răspundere, în capitolul 4 din Faptele Apostolilor, spune: în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți. Deci numele acesta pe care îl are astăzi, numele de Hristos, ne spune Apostolul Petru, Dumnezeu l-a făcut Hristos și Domn pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Citim în Epistola către evrei, pe care o găsim în capitolul 1, cu versetul 3 și 4, să le citim împreună: El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. A făcut curățarea păcatelor și a șezut la dreapta mării în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mai mult decât a lor. Deci a dobândit sau moștenit un nume mai presus decât a lor. În capitolul 2, versetul 9, spune: dar pe aceea pe care a fost făcut pentru puțin vreme mai prejos decât pe îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru că prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin toate sunt toate lucrurile, care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. În capitolul 5 spune, în versetul 8, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru tot cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Deci, ceea ce înțelegem din aceste versete pe care le-am citit, din aceste pasaje, spuneam că Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, chipul care avea chipul lui Dumnezeu în el, a dobândit un nume. Un nume pe care l-a dobândit, ne arată aici cuvântul Domnului, printr-un mod prin care el s-a smerit înaintea Tatălui, prin care el a luat un chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, prin care el a suferit. Și Dumnezeu l-a desăvârșit prin suferințe și l-a făcut, ne arată cuvântul Domnului, căpetenia desăvârșirii noastre. Adică noi avem nevoie ca să fim desăvârșiți. Și Domnul Iisus, Dumnezeu spune că l-a desăvârșit prin suferință. El avea nevoie de această desăvârșire, pentru că el a fost desăvârșit din veșnicie, frați și surori. El avea chipul lui Dumnezeu, ori având chipul lui Dumnezeu, Dumnezeu înseamnă El cel desăvârșit, dar Dumnezeu l-a desăvârșit pentru ca să fie căpetenia desăvârșirii noastre, căpetenia mântuirii noastre, să devină astfel urzitorul, spune apostolul la evrei, unei mântuiri veșnice.
Deci nu o mântuire care să fie temporară, o mântuire care să se poată pierde, o mântuire care să fie doar pentru o oarecare perioadă, o mântuire veșnică. O Iisus Hristos prin suferințe a devenit căpetenia sau urzitorul, adică făuritorul unei mântuiri veșnice. Și Dumnezeu spune că l-a numit, cum? Mare preot, înviat pe rândea lui Melchisedec. Deci, orice mare preot era numit, dar Iisus Hristos, spune aici, este numit de Dumnezeu, de Tatăl, ca mare preot înviat după rândea lui Melchisedec. Deci numele acesta pe care Iisus l-a dobândit, aici spune la Filipeni, în capitolul acesta pe care l-am citit, în capitolul 2, versetul pe care l-am citit, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a numele care se mai presus de orice nume. De ce a dat numele care se mai presus de orice nume? Pentru că El a suferit. Și prin suferințe a ajuns ca să dobândească acest nume, frați și surori. Care este importanța? Ce este atât de important căci a trebuit ca Iisus să dobândească acest nume? E, importanța aceasta este pentru noi, frați și surori. Pentru că noi fără un nume, noi nu aveam drepturi înaintea lui Dumnezeu. Noi fără un nume ca și acesta, noi nu puteam să avem, să ne recăpătăm dreptul de copii al lui Dumnezeu. Domnul Iisus a dobândit numele acesta pentru ca noi astăzi să avem accesul înaintea lui Dumnezeu, să avem dreptul acesta la Dumnezeu. Ne uităm, din vechime era această promisiune, prorocul Isaia, în capitolul 7, versetul 14, spune căci, iată, când vorbește Isaia lui Ahaz, în vremea aceea când era amenințat din partea Siriei și a lui Israel, și spune, cer un semn din partea Domnului, și împăratul Ahaz zice, nu vreau să cer un semn ca să nu ispitesc pe Domnul. Și atunci prorocul Isaia spune, Domnul însuși vă va da un semn. Și continuă și spune, iată, fecioara mea însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Deci a fost o vreme până la Iisus Hristos când omul a fost despărțit de Dumnezeu. Pentru ca Dumnezeu să fie cu noi, era nevoie de un nume și acesta era însemna Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Noi am primit numele acesta, frașilor, noi care am fost separați și despărțiți de Dumnezeu. Păcatul a produs o prăpastie între noi și Dumnezeu, între noi și veșnicia cu Dumnezeu, între noi și raiul lui Dumnezeu, cum găsim în pilda pe care o spune Domnul Iisus despre bogatul și Lazar, când spune Avram, pe acesta, fiule, a vrea să știi, zice, căci între noi și voi este o prăpastie, pentru ca să nu se mai poată trece nici de aici acolo, nici de acolo aici. E prăpastia aceasta a fost așezată datorită păcatului între om și Dumnezeu. Dar prin Iisus Hristos, prăpastia aceasta este dată la o parte. Sau mai bine zis, peste prăpastia aceasta este pusă crucea aceasta prin care Domnul Iisus și-a dobândit numele acesta care înseamnă Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Este împreună cu noi. Suntem în aceeași tabără în care Dumnezeu este împreună cu noi. În capitolul 6 din cartea prorocului Isaia, cu versetul 9, parcă spune acolo căci îl vor numi pe cel care se naște, pe Iisus Hristos. Și îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșnicilor și Domn al păcii. Numele pe care l-a dobândit Iisus pentru noi. Un nume minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșnicilor și Domn al păcii. Este numele pe care l-a dobândit pentru noi, frați și surori. Deci, vreau să înțelegem că importanța acestui nume este o garanție pentru noi, pentru viața noastră. Este o garanție pentru noi ca să fim mântuiți. Pentru că fără numele acesta, noi nu puteam să fim mântuiți. Spunea Apostolul Petru, citeam din capitolul 4 din Faptele Apostolilor, în care spune că nu s-a dat oamenilor, nu s-a dat sub cer oamenilor niciun alt nume prin care să fie mântuit. Pentru că în numele Lui se capătă pocăința, spune Apostolul Petru și în casa Corneliu, și iertarea păcatelor.
În numele Lui se capătă aceste lucruri. Deci fără acest nume nu putem ca să fim plăcuți de Dumnezeu, nu putem ca să ajungem la starea pentru care Dumnezeu ne vrea pe noi să fim, adică să fim asemenea Lui. Prin numele acesta, frați și surori, prin numele acesta pe care Iisus l-a dobândit și care l-a dobândit într-un mod greu, prin suferință, l-a dobândit prin moarte și a dobândit un nume mai presus de orice nume, ne arată cuvântul Domnului. În Epistola către Efeseni, în capitolul 1, vorbește Apostolul Pavel de asemenea, în capitolul 1, spune, începând cu versetul 17, și mă rog ca Dumnezeu Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este dădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este de față de noi credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta și în cel viitor. De asemenea, de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta și ci în cel viitor. Sunt multe nume care se numesc în veacul acesta. Sunt multe nume importante în care oamenii se încred, în care oamenii se folosesc la un moment dat. Dacă ajungem uneori ca să ne folosim de unele privilegii, de unele lucruri, ne duce și ne prezentăm în numele cuiva, numele, știu, într-un nume mare. Intrăm într-un loc, poate să ocupăm un loc de muncă, să obținem anumite privilegii și cineva spune, du-te și spune că te-am trimis eu și spune numele pe care îl are. Și sunt nume importante pentru o anumită perioadă, pentru anumiți ani, pentru o anumită vreme, pentru o împrejurare oarecare. Este un nume important care se poate numi, dar Apostolul Pavel spune că numele acestea se pot numi doar în viacul acesta. Iisus Hristos a dobândit un nume, mai știu de orice nume, zice, care poate fi numit atât în viacul acesta cât și în viacul viitor. Deci numele Lui Iisus Hristos este pentru viața aceasta în care noi, în numele Lui, căpătăm iertarea păcatelor. Dar numele Lui Iisus rămâne mai departe de viacul acesta și în viacul viitor, care înseamnă viața veșnică, pe care niciun nume de aici nu poate să treacă dincolo. Numele Lui Iisus Hristos rămâne mai departe, același nume, pentru că Dumnezeu l-a numit mare preot în viață după rânduiala lui Melchisedec, spune aici. Un nume care rămâne aici și în viacul viitor, un nume pe care Iisus Hristos l-a dobândit prin suferință și prin moarte, și pentru că a suferit moartea aceasta, Dumnezeu i-a dat numele care este mai presus de orice nume, spune cuvântul Domnului. Nu este un alt nume ca și El. Avem un nume care este garanția noastră, frați și surori. Este garanția mântuirii noastre, este garanția salvării noastre, este garanția binecuvântării noastre. Dacă ne uităm în calendarul pe care îl avem, luna aceasta, în acest an al binecuvântării, care este socotit în felul acesta, luna aceasta este câteva lucruri care ne vorbesc nouă despre garanția binecuvântării. Dacă duminica trecută ni se vorbea despre sângele lui Iisus Hristos, care este garanția binecuvântării, în seara aceasta ne vorbește cuvântul Domnului despre un nume care este garanția binecuvântării. Numele acesta de Iisus Hristos. Pentru că Dumnezeu l-a făcut Hristos și Domn pentru noi. Dacă avem noi această garanție a binecuvântării, avem noi acest nume care s-a dat pentru noi, pe care Iisus l-a câștigat pentru noi, prin moarte și prin suferință. Frați și surori, în vremea de astăzi, sunt câteva lucruri, sau tot ceea ce facem, mai bine zis, trebuie să-l facem în numele acesta. Venea Apostol Pavel o întrebare corintenilor, când era aceea dispută între ei, acea neînțelegere, când erau împărțiți și unul zicea că este al lui Pavel, altul că este al lui Apollo, alții că sunt al lui Chifa și alții ziceau că sunt al lui Hristos. Și până Apostol Pavel întreabă, oare Hristos a fost împărțit, pune întrebarea. E bine întrebarea, oare
cu tare și-a dat viața pentru voi? Oare în numele lui Pavel le pune întrebarea, ați fost voi botezați? Și zicea Pavel, mă bucur că n-am botezat, enumera doar vreo doi acolo pe care i-a botezat el, n-am botezat pe niciun din voi, ci doar vreo doi enumera Apostol Pavel acolo. Deci, ceea ce spune Apostol Pavel, în ce nume ați fost voi botezați, întreabă Apostolul Pavel. Deci, pentru Pavel v-ați botezat, pentru Chiva v-ați botezat, pentru Apollo v-ați botezat? Aș vrea să înțeleg că ați fost botezați într-un nume care este numele lui Hristos, spune Apostolul Pavel. Și noi suntem chemați ca să fim botezați în numele acesta Iisus Hristos. Vedem că în Cartea Faptelor Apostolilor, deși Domnul Iisus dă porunca aceasta în Evanghelie, în care spune și botezați în Matei, capitolul 28, în Tatălui, Fiul și al Duhului Sfânt, în Cartea Faptelor Apostolilor, în care găsim că și Iisus Hristos era un nume atât de atacat de cei care căutau, că au terminat cu el, cum spuneau marii preoți, lui Petru și lui Ioan. Și acum zice, voi umpleți cu învățătura aceasta, zice, tot Ierusalimul și-a aruncat asupra noastră sângele acestui om. Dar vedem că și în Faptele Apostolilor se scoate în evidență atât de mult, căci apostolii botezau în numele lui Iisus Hristos, în ciuda faptului că era contestat, în ciuda faptului că Iisus Hristos căutau să fie eradicat din viața oamenilor, din învățătura oamenilor, dar ei accentuau faptul acesta că îi botezau pe oameni în numele lui Iisus Hristos. Și numele acesta este atât de important, în care spune Apostolul Pavel, în ce nume ați fost botezați? Întreabă și pe cei pe care întâlnește în Efes, pe cei vreo 12 bărbați, care erau ucenicii lui Ioan, dar în ce nume ați fost botezați? Numele lui Iisus Hristos este așa de mare. Suntem botezați într-un nume care este un nume veșnic, care rămâne. Vorbește Apostolul Pavel și spune colosenilor, spune să faceți totul în numele lui Iisus Hristos. Deci tot ceea ce facem, suntem chemați să facem în acest nume care este numele lui Iisus Hristos. Un nume care l-a dobândit pentru noi. Apostolul Petru spune în capitolul 4, în 1 Epistola, în capitolul 4, și ne spune, dacă suntem batjocoriți pentru numele acesta, s-ar putea oamenii să sufere batjocori de orice fel. Să sufere batjocori, să sufere poate închisoare, să sufere ocară, pentru o faptă rea, pentru lucruri care nu-i aduc cinste. Dar dacă suferiți, spune Apostolul Petru, de face o distincție în suferință, să suferim pentru un lucru anume, că dacă suferim pentru un lucru rău, zice, nu este nicio cinste, dar dacă suferim pentru numele lui Iisus Hristos, zice, ferice de voi. Deci, a suferi pentru un nume, pentru numele acesta care este numele lui Iisus Hristos. Porunca pe care o avem, spune Ioan în întâia epistolă, pe care noi o avem este să credem în numele acesta. Deci nu-l avem la întâmplare, frați și surori, acest nume. Îl avem ca să ne botezăm în numele acesta, îl avem ca să credem în numele acesta, îl avem ca să facem totul în numele acesta, îl avem ca să credem în numele acesta, îl avem să suferim în numele acesta și îl avem așa cum spune în textul din seara aceasta, atât de frumos, zice, pentru ca în numele lui Iisus să plece orice genunchi ca cior din ceruri, e pe pământ și e sub pământ. Vedeți, închinarea noastră este posibilă, plecarea noastră înaintea lui Dumnezeu, rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu are valoarea aceasta în numele lui Iisus Hristos. Parcă la despărțire de ucenici, le spunea Domnul Iisus într-o împrejurare, zice, până acum n-ați cerut nimic în numele meu, zice. Vedeți, a trecut o perioadă în care Iisus a umblat cu ucenicii, și nu li s-a dat numele acesta. I-a învățat să se roage Tatălui, a spus, voi când vă rugați, să vă rugați așa și așa, le spune Domnul Iisus, dar când ajunge la punctul acela să sufere, să se despartă, de atunci încolo, spune, să cereți numele meu. Până acum zice, n-ați cerut nimic, n-ați avut numele acesta, n-ați avut darul acesta până acum, n-ați avut ocazia aceasta, n-ați avut intermediul acesta, dar de aici încolo, zice, să cereți totul în numele meu și vi se va da. Deci, uitați-vă că este o limită, este un hotar și aceasta este la moartea lui Iisus Hristos în care El și-a dobândit acest nume pe care ni l-a dat nouă oamenilor, frați și surori,
pentru scopul acesta, pentru ca să avem intermediul la Tatăl, este numele Lui Iisus Hristos, este garanția primirii noastre, este garanția împăcării noastre cu Dumnezeu, este garanția în care noi să fim ascultați, este garanția în care noi avem totul, frați și surori, înainte lui Dumnezeu, pentru că nouă ni s-a dat un nume care este numele Lui Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos, repet din nou și revin la aceasta ce spunea la început, l-a dobândit pentru noi. Un nume pe care nu era dinainte, dar l-a dobândit prin suferință, frați și surori. Și l-a dobândit pentru noi. Noi avem nevoie de numele acesta. Noi aveam nevoie de numele acesta. Și Iisus a venit, așa cum spune Apostolul Pavel aici în textul acesta, era chipul lui Dumnezeu, dar n-a luat ca un lucru de apucat lucrul acesta. Și pentru că era planul lui Dumnezeu ca noi oamenii să fim aduși la slavă, cum citeam la Evrei în capitolul 2, era ca să fim aduși din nou la poziție de a fi copii al lui Dumnezeu, de a fi fii al lui Dumnezeu, trebuia cineva ca să dobândească un nume. Și Iisus Hristos, Cel care era Fiul lui Dumnezeu, a găsit cu cale, s-a făcut ascultător planul lui Dumnezeu și a venit în lume în felul acesta, smerindu-se, făcând de asemenea noastră, suferind și murind. Și prin moarte s-a făcut acest hotar al mântuirii, în care de la moarte încoace, fiecare sau oricine, în numele acesta găsește mântuire, găsește salvare, găsește vindecare, găsește împlinirea lucrurilor pe care le găsim împreună cu Dumnezeu. Haideți să-i mulțumim Domnului pentru acest nume, să-i mulțumim pentru aceasta și să-i mulțumim acest nume. Ne ridicăm în picioare cu toții și venim cu mulțumire înaintea Domnului în rugăciunea asta pe care o facem și în credință în Domnul în continuare pentru seara aceasta, pentru timpul care urmează, fie ca Dumnezeu să fie cu noi și să ne binecuvinteze. Amin.